găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi. În partea a doua a zilei facem un bilanț al ce s-a întâmplat astăzi. Să știți că iar sunt multe evenimente. De fapt, așa cum ne-am obișnuit, nu e nimic nou sub soare, în sensul că începem în fiecare dimineață cu mascații care demarează în trombă și ajung în câte o casă de președinte de Consiliul Județean. Deja au ajuns la peste 30 de președinți de Consiliul Județean, ultimul dintre ei, Titu Bojin, președintele Consiliului Județean Timișoara, cel care a fost săltat azi dimineață și a urmat perchezițiile. Vreau să vă spun că dacă nu e un președinte de Consiliul Județean, sigur este un parlamentar. Și dacă nu este niciun parlamentar, sigur găsim un alt politician sau un om de afaceri. Dar, în general, care oameni de afaceri? Ăia cu relații în lumea, să spunem așa, cu afaceri cu statul. În general, aceia sunt vizați. Până la urmă, tot răul spre bine, în sensul că eradicăm corupția, deși, să știți, și o să vorbim despre asta astăzi seară pe lângă alte subiecte, să știți că această campanie face, sau nu neapărat campania juridică, s-ar putea să avem niște întâmplări care să ne atragă atenția foarte mult. Știți deja și v-am pomenit și eu de la acest microfon despre scandalurile mari din ultimile săptămâni, Microsoft, EADS și toate celelalte. Ciudat sau nu, după ce acum câteva săptămâni pe surse ni se transmiteau foarte multe amănunte, cel puțin în anumite ziare sau anumite televiziuni, despre implicarea Elenei Udrea, de exemplu, sau altor politicieni dintr-o anumită sferă politică, EADS-ul a intrat într-o, cum să vă zic eu așa, într-o tăcere. Nu prea se mai amintește, doar așa, colateral, că, vedeți, o să izbucnească bomba EADS. Ba, unii au considerat-o, inclusiv șefa DNA, spunând că ea a cam fost, bomba s-a cam fâsăit, în sensul ăsta ar fi. E, vreau să vă spun, și o să vedeți la ce consecințe se ajunge, că ceva începe să nu se lege. Și de ce vă spun acest lucru? Faptul că ancheta din dosarul EADS, cel puțin, este foarte laborioasă și în Germania se lasă, se pare, cu arestarea inclusiv a conducătorului EADS sau cum se numește acum Airbus, cum se numește firma, Airbus. Problema e însă altceva. Știți ce fac cei implicați în aceste dosare? S-ar putea să pice doar cât un acar pe un. Și restul s-o ducă bine mersi. Și știți de ce? Dacă înainte vechiul cod penal practic nu permitea decât să promiți celor care îți dădeau amănunte, care mărturiseau, să le faci doar, să spunem așa, o reducere din ce riscau. Acum procurorul are o mare libertate și cred că cei de la DNA au sărit calul rău de tot. În sensul că acum, practic, unii vin acolo, când sunt prinși, spun tot ce știu, bagă pe alții și ei nu mai au nicio problemă. Sunt absolviți de orice vină. Deci nu mi se pare deloc în regulă dacă așa se întâmplă, pentru că pe surse a transpirat astăzi că de la Vasile Blaga începând, liderul fostului PDL, și până la diversi alți miniștri europarlamentari, Danica, ca să vorbim și de cei ai PSD-ului, nu numai de cei ai PDL-ului și altor partide, vreau să vă spun că toți ar fi, când au ajuns acolo, au devenit foarte vorbăreți, au spus absolut tot ce știau și nu știau. Cel puțin așa ne spun ei, știți, când ies la declarații, nu știu, n-am auzit, n-am făcut nimic. E, și dintr-o dată acolo devin foarte vorbăreți și fiecare bagă pe altcineva. În ritmul ăsta, dacă nu mai avem vinovați și toți dau cu subsemnatul și spun câte în lună și în stele, vă spuneam eu, ne vom duce până la urmă la un acar pe unul care, să zicem,
a beneficiat până la urmă de această, nu șpagă, că e clar, alții au dat șpaga, dar la care n-au ajuns cu siguranță toate acele sume. Că n-au fost 16, că au fost 9, că n-au fost 4, au fost 3 milioane de euro, că așa se vorbește în aceste dosare, e cu totul altă poveste. Dar de pescariu am tot auzit câte ceva, ci că ar fi vorbit, nu s-a mai întâmplat nimic. De chiar a fost și prim-ministru câteva zile după Năstase, Bejenariu, fostul secretar general al guvernului, iar nu mai auzim nimic de implicare. Și mulți, mulți alții. Toți se pare că ar fi vorbit în fața organelor. Bun, au vorbit, dar dacă nu o să mai avem vinovați de nicio culoare, ce ne facem? Ce ne facem? Pentru că, deci dacă toată lumea e nevinovată, sau nu neapărat nevinovată, toată lumea este absolvită de vină, pe cine mai condamnăm? Vă spuneam, câte unul mai micuț. Cred că acolo ne ducem îndată și atunci înseamnă deja ducere în derizoriu. Deci să sperăm că nu se întâmplă acest lucru, să sperăm că anchetele sunt destul de serioase. E, vreau să vă spun că Cotidianul Puterea a încercat să ducă, e vorba de ziaristul, de directorul acestei publicații, Mihai Pâlșu, un ziarist cunoscut de-a lungul vremii, a încercat să urgenteze puțin lucrurile. Și a publicat, în baza informațiilor care probabil au transpirat dinspre DNA, nu cred că a fost o anchetă independentă a ziarului, de fapt nu se spune acesta în articol, și el nu numai că, deci astăzi spunea că și-asumă el, deci nu să nu se dea în judecată eventual Cotidianul Puterea, sau ce naiba e, dar parcă Cotidian era ultima dată când l-am văzut eu, și să îl dea pe el în număr personal. Vreau să vă spun că ce credeți că s-a întâmplat astăzi? După masă, cei care au brandul Puterea l-au concediat, sau de fapt nu l-au concediat, ci l-au dat jos din funcția de director. Și că nu-și asumă acest material. Foarte interesant este însă că nici Pâlșu n-a luat o razna, este că materialul a rămas pe site, ceea ce înseamnă că până la urmă ziarul respectiv și-l asumă. De fapt, e o situație mai puțin întâlnită în presa noastră, ca după un articol de acel gen, publisherul, deci patronul, nu-l consideră credibil, dar să apară în continuare pe site. În numărul de miercuri al ediției tipărite și pe site, directorul ziarului Puterea, jurnalistul Mihai Pâlșu, a semnat un articol titrat exclusiv Schema fraudei EADS, manevrele lui Oprea, mita lui Nica, vedeți cine a negociat cu Lagarde, în fine, frățirea, Țiriac și cu toți ceilalți, pentru că apar și nume noi, speculate la momentul acela când s-a rostit, dar după aia nu a mai zis nimeni nici de generalul Oprea, vicepremier, n-a mai zis nimeni nici de Ion Țiriac. Ion Țiriac care a cam crescut, ca averea lui a crescut considerabil în România după Revoluție. A venit destul, avea ceva cheag afară, dar vreau să vă spun că averea lui mare s-a făcut în România. Materialul lui Pâlșu pornește de la o știre a Agenției Internaționale France Press, potrivit căreia procurorii parchetului din München au percheziționat filiale ale grupului Airbus din Germania. Dar ce se spune despre acest caz, printre altele, cum vă spuneam, este că în acest dosar sunt mari probleme și sunt implicați foarte mult, de mulți. De vă spuneam, de la Țiriac și Oprea și până la Danica, mulți, mulți alții. Vasile Blaga și alții. Deci, după cum vedem, și-au dat mâna și de o parte și de altă politică. N-a prea au avut culoare politică. Deci avem o participare transpartinică. Deși, în dosarul EADS, la un moment dat, Vasile Blaga și-a asumat meritul care a dus contractul acela fabulos.
Bine, din contractul de 750 de milioane de euro, practic s-au plătit vreo 405. Din ăștia 405, se pare că unii s-au dus în anumite buzunare. Problema care se pune, apropo de dosarul EADS, de ce nu merge mai departe? Adică te așteptai atunci, știți, în campanie electorală, l-a anunțat și președintele, te-ai fi așteptat să meargă foarte, foarte rapid. Practic, nu s-a mai întâmplat nimic, ba din contră, ne-am putea teme și de alte lucruri. Spune ziaristul acolo, ziaristul Mihai Pâlșu, pentru a înțelege schema fraudei, trebuie să, deci se pune și o schemă în față și deci contractul a generat o fraudă estimată, vă spuneam, din aia 405 plătiți 405 milioane de euro, 60 de milioane de euro au luat drumul șpăgi. Și apropo de cei implicați, ca să vă spunem mai multe, deci e vorba de generalii și foștii miniștri de interne implicați cam toți, de la deci general Toma Zahari, al știți, marele om din Ministerul de Interne, de Marian Săniuță, ministru de interne, n-a fost decât vreo 6 luni, cred, dar să știți că apar și alte nume, deci cum spuneam, Vasile Blaga, cum spuneam, Gabriel Dragnea, și toți șefii MEAI-ului, adică Cristian David, Liviu Dragnea, Dan Nica, Șerban Nicolae, apropo, era secretar de stat, a semnat contractul EADS și se pare, Șerban Nicolae, la care a zis de partea lui Iliescu, încercând să facă ordine în partid, că ilalți nu sunt socialiști, și, bineînțeles, Ion Țiriac, cu voia dumneavoastră, Elena Udrea și mulți alții, și bineînțeles, Nea Cocoș nu putea să lipsească, și alții, Niro, mergând până acolo încât se ajunge la foști șefi de servicii secrete, rețeaua Florică, care apare în ambele, apare în ambele dosare. Ce vreau să vă spun? Rămâne ca noi să trăim și să vedem că în acest dosar se va ajunge mai departe. Că deocamdată noi vedem foarte mult spectacol, dar nu vedem trimiteri în judecată. Vedem rețineri, vedem cercetări, vedem, încă o dată spun, foarte mult spectacol. Dar atât. Până la urmă, dacă o luăm așa din spectacolul oferit în ultimii ani de DNA, foarte puțini au ajuns după gratis. Și atenție, ăia că erau și alte comenzi. Adică un Dan Voiculescu, un Cătălin Voicu, câțiva. E adevărat că asta nu înseamnă că ăștia erau nevinovați. Dar unele dosare trenează. Și dacă tot mă întorc la la președinții de consilii județene, că din câte am înțeles la acest moment, din vreo 42, nu sunt decât vreo 2-3 pe la PDL, restul sunt la fostul USL, vreo 30 au probleme. Deci, concluzia dumneavoastră, mai sunt câțiva. Faza e alta. Apropo de președinții de consilii județene și, în general, de oameni politici. Da, sunt cercetați sub control judiciar, sunt arestați acasă, ba, că și nici Duicu nu mai este de la Mehedinți, nu mai este la pușcărie, este și el la acasă, dar nu s-a întâmplat mai mult, n-au fost trimiși în judecată, sau dacă au fost trimiși în judecată, procesele lor, ia gândiți-vă la Oprișan. Oprișan este trimis în judecată de prin 2006, vreo 8 ani. Acum, dacă chiar vrei să faci ordine, refuz să cred, că în toți anii ăștia în care la putere s-au aflat, să spunem, altă culoare politică, că numai în ultimii ani a fost, să zicem, PSD-ul la guvernare, nu putea fi trimis în judecată dacă se dorea.
Există o anumită frăție, deci în care, să zicem așa, e mai mult de imagine. Când n-avem nu știu ce, hai să vedem să-l mai aducem pe Oprișan. Când vrem să arătăm că lucrăm, hai să mai luăm 3-4 președinți de consilii județene. Dar există doar încă un președinte de consiliu județean care face pușcărie la acest moment. Este vorba de Nicolescu de la Argeș, dar așa acolo ar fi, cum să vă zic, are el foarte multe fapte pentru care putea fi condamnat, dar eu rețin că el este condamnat la acest moment, sau pentru asta face pușcărie, pentru un dosar, pentru niște declarații false, a făcut să ia bani europeni ca să repare niște poduri. Într-adevăr, podurile erau afectate, a spus că sunt afectate de inundații, dar pe acolo nu fuseseră inundații. Bun, deci ăsta, Nicolescu ăsta, n-a plecat cu banii acasă. Deci, pur și în cazul ăsta. Și cu toate astea, pentru asta face pușcărie. În timp ce, în cazul lui sau în alții, într-adevăr, e vorba de luare de mită, de lapidare, sunt milioane de euro. S-a făcut un total acum și președinții ăștia, cât sunt, vreo 30 și ceva, dar sau doar primii 10 din ei, au vreo 70 de milioane de euro de justificat. O sumă enormă. Apropo de baroni. Baroni în adevăratul sens al cuvântului. Dar când vorbești de ăștia toți președinții cu 70 de milioane și te gândești că șpaga în dosarul EADS e 60 de milioane, încep să te gândești că ăștia sunt mici copii, baronii. Sunt, de fapt, baronii sunt la București, iar ăștia sunt un fel de baroneți, de, în orice caz, un grad inferior al sistemului nobiliar, cu ghilimele de rigoare, existent astăzi în România. Și nu neapărat nobiliar, ci sistemului feudal existent astăzi în România, mai bine spus. Dar, știți cum este, comentăm sau noi rămânem doar cu comentariile din nefericire și ei merg și se îmbogățesc, pentru că asta e. Dacă dumneavoastră ați văzut om politic care să fie ajuns într-o funcție importantă și să fie sărac, eu nu l-am văzut până acum. Poate o fi, dar ăștia de n-au avere, probabil stau deoparte. Le e rușine să apară în public, de aia nu-i vedem. Și vedem doar pe cei care au bani. A, nu vă luați după poză, că eu n-am casă, eu n-am mașină, eu n-am bani, și nu vă luați după declarația de avere. Că declarația de avere la noi în România este aproape la fiecare om politic important, este o roman SF, o povestire SF. De ce? Foarte simplu. Nu e pentru a justifica averea sau a arăta ce bunuri are, ci este pentru a justifica sau a eluda legea. O să vedeți acolo că toți parlamentarii, și din Gorj sunt, dar și din țară, sau oameni politici în general, toată lumea a dat cu împrumut și sume mari pe care urmează să și-o recupereze. De unde sunt banii respectivi? Nu ne mai spun și nu e nicio problemă, adică pricepeți dumneavoastră cum e. Apropo de mătușa Tamara și celelalte, cum era pe vremea lui Năstase. Lumea s-a mai sofisticat de cum se fura pe vremea aceea, acum altele sunt metodele și toate și altceva nu mai putem să spunem sau nu vrem să spunem mai multe la acest moment, pentru că suntem pe sfârșit de an și trebuie să ne pregătim, să spunem așa, de altceva decât de cele rele, sau cum se spune, cele rele, să se spere cele bune, să se adune. Dar înainte de a trece la un alt subiect, nu putem să nu remarcăm încă o dată. Știți zilele trecute, ce agitate, toată lumea, pică bugetul, nu-l trece cu femeiul, să pice guvernul, agitație maximă, mamă ce se întâmplă, scenarii, pică ponta, nu pică. E, din momentul când s-a rezolvat cu bugetul, e liniște și pace. E o mare liniște până la momentul când bugetul va trece prin camere și va fi votat pe 21.
Maestru Ion Cristoiu lansa astăzi o ipoteză conform căreia, ca să fie acceptat acest deficit bugetar, ar fi intervenit cineva. Că asta e părerea lui și ne cerea și părerea celor care citesc blogul sau editorialele sale publicate prin diverse ziare, site-uri de internet. Vreau să vă spun că e vremea scenariilor și dânsul excelează în a prezenta scenarii, dar destul de interesant este altceva faptul că e o liniște așa destul de mare, vă spuneam. De între ieri și astăzi nu vine să crezi pe buget. Totul e bine când se termină cu bine, pentru că avem buget, sau o să-l avem în câteva zile, pentru că nu mai mă aștept la surprize mari, deși, dacă ne luăm, după informațiile care transpiră în presă dinspre partidul de guvernământ, principalul partid dinspre PSD, se pare că în acolo este bătaia cea mai mare, pentru că anumiți parlamentari condiționează, atenție, votarea bugetului, de să-i se mai dea și lui un miliard pentru primăria, pentru biserica de la comuna nu știu care, încă 2 miliarde pentru drumul nu știu care, ca să se vadă și el că are activitate. Acum vreau să vă mai spun o dată, apropo de activitatea parlamentarilor, cred că ar trebui foarte bine lămurită ce poate să facă un parlamentar și ce nu, că ăsta mie nu mi se pare... Poți să-l încatrezi de la șantaj la trafic de influență sau orice altceva. Dar problema e alta. În același partid, acum și fiecare doarme cum și-a așternut, dar mi s-ar părea corect ca acești politicieni de tipul ăsta care condiționează, bine, nu știu ce au promis înainte, asta e altă treabă, dar în momentul când îți condiționezi propriul partid cu votul, și s-a întâmplat asta și prin PPDD-ul și prin alte partide, prima secundă, ăsta rămâne parlamentar, e clar, dar asta n-ar mai prinde listele în mandatul următor. Interesant sau nu, ăștia prind întotdeauna listele și mai departe. De ce? Cum se întâmplă asta? Poate altă dată. Apropo de veștile bune, astăzi a fost ședință de guvern, au trecut diverse lucruri interesante, tot în baza bugetului, și s-a adoptat o hotărâre importantă prin care salariul minim brut pe țară, garantat în plată, va fi majorat în 2 tranșe în anul 2015. Deci, avem de la 1 ianuarie 975 de lei lunar, majorarea fiind de 8,33% față de anul 2014, bineînțeles, și 1050 lunar, începând cu data de 1 iulie 2015, majorarea fiind de 16,66% față de anul 2014. Aici. Vă spuneam acum într-o seară, dacă vă aduceți aminte, faptul că firmele private se plâng, a crescut iar salariul minim, intrăm, dăm faliment, nu știu ce. Dar, în general, cei care fac gălăgie plătesc salarii mult mai mari, dar nu le plătesc la oficial. Deci, plătesc în continuare acel salariu minim, care crește în condiția asta, și îi mai dau omului pe lângă ca să poată și trăi. E adevărat, în sectorul de comerț și în mare parte din sectorul de comerț, la noi în Gorj, cam astea sunt unitățile privatizate, din păcate, sau unitățile private care ar putea crea locuri de muncă, se rămâne cam la salariul ăla. Deci nu salariul minim. Dar există și, vă spuneam, firmele care produc ceva, de la construcții și până la diverse alte produse, care măresc acest salariu, deci păstrează salariul pe cată de muncă ăsta și mai dau la negru o anumită sumă. Deci mie nu mi se pare deloc în neregulă să mărești acest salariu minim, pentru că nu văd pe omul care poate trăi cu un salariu de 5-6 milioane în ziua de astăzi. Deci, mai ales că sunt unii de mai fac pe salariu minim și mai fac și o navetă sau ceva de acest gen. Chiar dacă face naveta în oraș, dacă merge cu autobuzul și e o sumă. Asta e prima problemă. Iar a doua, poate, apropo de salariul acesta... de salariul acesta minim, avem în continuare în sectorul bugetar, atenție, salarii sub acest salariu minim brut pe țară.
Și la Alde a fost și Alde va fi. E, din acest motiv, cred că guvernul ar trebui să ia măsuri. Mai țineți minte că în campanie electorală a fost un scandal pe care pensia cea mai mică, Iohannis a spus o sumă, premierul Ponta a spus alta. E, vreau să vă spun că aveau dreptate și unul și altul, dar minimul ar fi trebuit să fie de 350, însă dacă nu și-au făcut dosar, au rămas cu pensiile vechi. Însă, aici e altă problemă. Personalul nedidactic din învățământul românesc, și e vorba de câteva zeci de mii de oameni, din ce știu eu, la nivel de țară, are salariu sub minimul pe economie și la acest moment. De fiecare dată și sindicatele și Ministerul Muncii și guvernul în general a promis că se face câte ceva, dar situația trenează de câțiva ani. Deci dacă tot stabilim salariul minim, haide să facem mai întâi sau îl lăsăm pe ăsta, dar haide să facem să-l respectăm măcar, atenție, măcar în sistemul bugetar acolo unde se poate impune statul. Că la firmele private, știți cum e, este sa și trebuie să-l dea, dar acolo mai sunt și alte, și alte portițe. Sau poți să aibă angajați mai puțin, sau o să mai avem angajați la negru. Că și aici e o problemă, luptăm cu munca la negru, dar ei sunt în continuare. Deci numai cine trăiește în România sau în Gorj, știe că avem muncă la negru. Faza e însă altceva. Îmi povestea un prieten zilele trecute de la o firmă mare, de fapt o firmă mare, o firmă privată respectabilă, spunea că a avut control de la muncă, de la inspecția muncii. Și spunea că, bă, frate, mi-a luat pe toți, i-a verificat și ăsta, i-a mai verificat odată. Și cât de frate, nu-mi venea să cred. Și că toată lumea se mira cum de am eu atâția oameni angajați și erau la lucrări, la ce aveau ei, la comandă, la magazin, nu știu ce au, în fine. Problema e că se mirau inspectorii de muncă cum se face că toată lumea e în regulă. Eu aș fi răspuns în două variante. Oricei care au fost atât de scrofuloși, cu ghilimele, la datorie, aveau vreun gând. Ori a doua chestie, în Gorj mai sunt probleme, adică nu prea găsești pe nimeni, nu-i perfect. Și într-una și în alta, tot e loc de mai bine. Dar una e una, alta e alta, noi mergem mai departe, pentru că sunt și alte lucruri interesante la acest moment de prezentat. Apropo că se vorbea de păstrarea impozitelor de anul trecut. Guvernul va menține încă un an impozitele suplimentare aplicate companiilor din energie și asta s-a hotărât tot astăzi. Și în același timp, o veste bună pentru firmele mai micuțe, contabilitatea simplificată a fost extinsă pentru firme cu o cifră de afaceri până la 700.000 de euro. Deci, o firmă de nivel mediu merge pe o asemenea tip de contabilitate. Deci eu zic că e o veste bună pentru afaceri. Vreau să vă spun, n-am mai trecut de mult granițele țării, ne-am tot umplat, tot am vorbit de politica noastră dâmbovițeană, de ce se întâmplă pe la Gorj, dar vreau să vă spun că ne-a atras atenția două lucruri care practic ne scot. Adică una e chiar din Europa, alta e chiar de la noi. Dar apropo de Europa și de ce se întâmplă pe acolo, poate le vine și altora ideea asta. S-ar putea să nu fie greșită. Parlamentarii Fidesz din Ungaria, ăștia sunt la guvernare, deci partidul fie partidul lui Victor Orban, cel care se află la conducerea Ungariei, susțin o propunere a unui primar din Ungaria prin care testele antidrog devin obligatorii pentru tineri, politicieni și ziariști. Anunțul vine după ce un lider al tineretului din Ungaria
propusase în cursul weekendului ca toți tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani și politicieni și ziariști să fie supuși anual unui test antidrog. De ce? Deci testele pentru, că aici era problema, testele pentru politicieni și ziariști vor avea loc cu consultări în ministrul județ pentru a ajunge la un punct de vedere. Acum, de ce trebuie să fie testul respectiv, știrea nu ne spune, dar nu știu de ce, cred că n-ar fi rău, n-ar fi de rău, să avem o asemenea test. Adică dacă te uiți la televizor, sunt câte unii care vin pe ecran de, și nu vorbesc la emisiunile serioase, la emisiunile tabloide, ba vin de parcă-s loviți cu leuca, ba se împiedică, ba se bat prin studiouri ca să facă rating. E, cred că dacă s-ar face un control, ar fi interesant. Acum cu politicienii nu mai vorbim. La politicieni cred că era timp. Eu cred că le-ar trebui și un test psihologic. Deci unii dintre ei au o problemă cu dusul pe miriște rău. Și nu vă gândiți toți numai la, că știți, se tot vorbește, a intrat în mentalul colectiv popular despre tribunul neamului Corneliu Vadin Tudor, că ar fi avut probleme, adică ar avea nevoie de medicamente. Nu s-a demonstrat niciodată chestia asta. A intrat, se fac glume pe chestia asta. Însă vreau să vă spun că avem politicieni care sunt duși de acasă rău. Deci uitați-vă la comportamentul lor la televiziune, că acolo îi vedeți cel mai ușor și mai la îndemâna românului, sau în ieșirile lor, încât nu o să pricepeți niciodată ce-i cu el acolo, dacă ori. Deci puteți să-l suspectați că a băut, că s-a drogat sau că ar avea o biluță lipsă. Deci aceste controle, bine, să zicem că în Ungaria au altă conotație, dar cred că e foarte bine dacă s-ar face. Apropo de știri, că spuneam că intrăm și noi în Europa, avem, se leagă de media această știre, portalurile online de turism care vor promova oferte ale structurilor de cazare neclasificate vor fi amendate cu 20.000 de lei de anul viitor. E un proiect legislativ de la Ministerul pentru IMM, Turism și Mediul de Afaceri. O să ziceți, da, ce ne interesează? Păi foarte simplu. Tu vrei să faci concediu undeva și mergi pe o variantă online. Vreau să vă spun că ei, știi, în primul rând ei prețul și eventual oferta, adică ce îți oferă în prețul respectiv. E, avem de multe ori surpriza ca un hotel de ostea să spună că face, că are aer condiționat, că are nu știu ce piscină, are nu știu ce, mă refer la ofertele, să zicem, pentru litoral. De bună credință, de multe ori accepți o asemenea variantă, zici că ai făcut și o afacere. Când te duci acolo, acolo leopardul. Știți cum e, cu vopsi gardul și așa. E, cam așa se întâmplă. Deci, din acest motiv, da, frate, mă duc la hotelul Honolulu, dar știu că are 3 stele sau 4 stele care corespund. Vreau să vă spun că am văzut și inclusiv aici în Gorj, știți toată lumea că există stele pentru hoteluri și moteluri și margarete pentru celelalte, da? Pentru celelalte capacități de turism. Acele pensiuni, cabane și toate celelalte. E, vreau să vă spun, duceți-vă în zona Rânca, duceți-vă la Tismana și o să vedeți că avem pensiuni cu steluțe. De 3 stele, de 4 stele. Eu, părerea mea, că nu le-au luat pe bune. Poate au declarat pensiunea de 4 camere, au declarat o hotel. E posibil și asta. Dar eu, din câte știu, nu se prea poate. Iar ca să fie, deci aia nu-i nici măcar de 4 sau de 3 margarete, nu se mai pune problema să fie de 3 sau 4 stele. Ca să nu mai vorbesc apropo de stelele respective, că, cum să vă spun, prin comparație hotelurile din Târgu Jiu. Deci, ele sunt tot de 3 stele, dar unele oferă niște condiții absolut jenante,
altele niște condiții foarte bune. Sunt tot de 3 stele, ba și prețul este undeva similar. Nu e în regulă. Deci, apropo de turismul românesc, trebuie să facă ceva și pe această direcție și niște controle ar fi suficient ca să pună lucrurile în regulă. Bineînțeles, dacă se dorește acest lucru, pentru că de multe ori ne putem îndoi că chiar ar fi asemenea, s-ar dori asemenea lucru. Spuneam că sunt foarte multe știri importante astăzi. Mi-a mai atras atenția una, de fapt e un întreg scandal, n-am să intru în el cu publicații media, dar avem de discutat ceva. Știți, din nefericire, insolvența media e o problemă cam peste tot. Media o duce din ce în ce mai rău în România, pentru că, știți, instituții multe, economie destul de slabă în general, ca să nu mai vorbim de faptul că legislația este așa cum e, în care nu încurajează, să spunem așa, instituțiile media. Dar, ca un făcut, există publicații media care au înflorit în această campanie sau nu că au înflorit. Au avut o campanie virulentă anti-guvern, anti-candidatul guvernamental Victor Ponta, în această campanie. Bun. Aceste instituții media, și sunt, e vorba de mai multe cotidiane, e vorba de posturi de radio, televiziune, site-uri de internet, toate au un numitor comun. Toate sunt în insolvență. E, faza e următoarea. Din câte se aude pe surse, și știți că a fost un scandal în care un anumit patron de presă mersese la premier în birou și spusese că el îl face președinte și după aceea, cum ăsta nu l-a făcut și au început controlele, a început campania de presă. Bun, între timp patronul respectiv are deja o parte dintre directorii săi din firme arestați. E vorba de Adrian Sârbu, nu e un secret pentru nimeni, l-a mai pomenit la această emisiune. Dar mă gândesc că dacă au făcut să susțină asta, deci am văzut material în acest sens, respectivele organe de presă așteaptă ceva și așteaptă repede, pentru că golul e mare, sunt oameni neplătiți, sunt datorii mari la fiz, la un moment dat se va bloca toată căruța. Și dacă, să spunem așa, noul președinte nu va veni cu bani, și nu prea văd cum poate veni cu banii dacă rămâne același guvern, nici dacă se schimbă guvernul nu-i neapărat să vină, Ia gândiți-vă dumneavoastră ce or să facă aceste organe de presă, să zicem așa, după sărbători sau poate în 2-3 luni. S-ar putea să vedem situația, zic și eu, nu dau cu parul, ca din cel mai frumos și cel mai neamțul nostru din Balcani a ajuns președintele României, să ajungă în partea cealaltă, adică să fie sac de box mai ceva ca Traian Băsescu. Că va fi așa sau nu, că nu va fi așa, e o problemă, vedem după Revelion. Faza este însă altceva. Nu știu dacă media noastră din România ar trebui să fie aservită politic. Din nefericire, doar așa supraviețuiește, și aici vorbesc de media centrală, pentru că, după cum ați văzut, noi suntem total apolitici, așa că nu avem nicio problemă din acest punct de vedere. Unii încă și-au asumat o culoare politică și o susțin. Bănuiesc că nu degeaba. Dar asta e altă treabă, altă discuție. Apropo de despre subiectele importante de astăzi, haideți să vorbim puțin despre ce se va întâmpla foarte curând, adică pe 21 decembrie, alegerea sau, de fapt, investirea noului președinte. De ce vă spun acest lucru? Pentru că e foarte interesant la ce s-a ajuns la acest moment. De ce? Noul președinte va avea, știm cu toții,
imunitate, pentru că așa a zis Curtea Constituțională. De fapt, deci această Curte Constituțională a acordat imunitate totală președintelui României. Spunea atunci, președintele nu poate fi supus niciunei proceduri judiciare penale, cu excepția situației prevăzute de articolul 96 din Constituție, în alta trădare. Spuneam asta și aseară, da? Președintele României a devenit oficial singurul om în stat care poate să comită orice infracțiune fără a fi tras la răspundere. Deci, dacă ne luăm după chestia asta, cu excepția în altei trădări și actualul, da, actualul nu mai are timp să facă prea multe că pleacă, dar și viitorul președinte poate face orice. Deci, dacă nu îl putem acuza de înaltă trădare și nu numai că e greu, dar refuză, cred că cine ajunge într-o asemenea poziție ar putea fi suspectat de astfel de lucruri. Deci, în afară de acest lucru, are posibil să facă orice. Dacă ne luăm în baza a ce a dat Curtea Constituțională, de la furturi, la violuri, la, eu mai știu ce, accidente, auto, orice, deci absolut orice, președintele este absolvit de ele. Nu că le-ar face, ar fi culmea. Dar ca idee, mi se pare o aberație juridică, iar Curtea Constituțională, bine, apropo de, cum să vă spun eu, eu am o mare nelămurire când îl văd pe președintele de la Curtea Constituțională. Probabil că știți pe domnul Zăgrean, ceva de genul acesta. Adică, știți, are ceva comun cu actualul președinte. Problema e, știți, cu gluma aceea, cu sunt doi oameni cu ochelari și cu dioptrii multe care se uită în mai multe direcții, așa, sunt multilaterali, se întâlnesc și se tamponează. Și unul întreabă de ce nu te uiți, de ce nu te uiți pe unde mergi. Iar celălalt îi spune, de ce nu mergi pe unde te uiți? Cam așa e cu cei doi de la noi, dar nu asta vreau să spun. Cred că avem o mare problemă din punctul ăsta de vedere și cred că se impune mai mult ca niciodată, ca în perioada asta de 2 ani, până la alegerile parlamentare din 2016, să facem acea restanță, să o rezolvăm, restanța aceea privind modificarea Constituției. E o aberație juridică. Bun, în alta trădare, să nu fie șicana președintele, am înțeles. Dar de aici și până a fi declarat, deci de a nu răspunde pentru nimic, a, că răspunde peste 10 ani, păi multe chestii se prescriu în orice legislație. Dar asta nu înseamnă că președintele actual sau viitor ar face ceva de acest gen. Dar nu mi se pare în regulă. Bine, la fel mi se pare însă în regulă până la urmă ca acest articol să funcționeze pe chestia cu Agenția Națională de Integritate, e vorba cu acea incompatibilitate de care este acuzat și președintele, pentru că nu mi se pare corect ca pentru, deci un om care a fost votat de foarte multe milioane de români să fie și canar cu o chestie de asta, ba din contră să ne trezim cu el și suspendat. Deși, dacă ne luăm după legislație și că nimeni nu este mai presus de lege, n-ar trebui să existe discuție. Și pe la alții nu există. Noi acum însă ne punem doar pe ăsta, mamă, câte milioane de voturi a avut. Nu putem să luăm o asemenea decizie. De ce? Bine, de ce? Pentru că acel răspuns pe care vi l-am citit eu, știți cine l-a dat? Curtea Constituțională. Dar știți de ce? Pentru că fosta purtătoare de cuvânt de campanie, Gabriela Firea, fosta ziaristă, de fapt o persoană total antipatică, mai ales în campanie electorală, a vrut ea să întrebe pe Curtea Constituțională ce imunitate are Traian Băsescu. Curtea Constituțională a răspuns și practic acel precedent, acel caz invocat, va fi folosit și în cazul noului președinte. Nu facem procese de intenție, dar cred că ar fi fost mai normal ca lucrurile să stea altfel în România. Apropo, nu v-am zis în nicio seară, deși știu de câteva pseri, să spunem așa, a apărut de fapt în media, știți care e cel mai bogat bugetar din România? Care ia cel mai mare salariu?
Pun pariu că nu o să ghiciți. În afară de cei care probabil ați văzut știrea. E, prea fericitul, prea înaltul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Știți cât are? 23.000 de lei, 230 de milioane lei vechi pe lună. E mult? E puțin? Dacă transformăm în euro, cred că sunt vreo 5.000, nu? Cam așa de euro. Dar, atenție, are mult mai mult decât are președintele. Președintele cred că are în jur de 90. Mult mai mult decât are primul ministru. Mult mai mult decât au miniștri, nu mai vorbim de parlamentari. E, e o problemă. Dacă are atât de mult, pentru că el a dat o declarație în care spune nu am 22.901 lei, ci doar 13.900, deci adică vreo 14, 140 de milioane și nu atât, chiar și în varianta asta mi se pare mult. Dar sau puțin pe partea cealaltă. Deci dacă raportăm la salariul românilor, este clar că e foarte mult. Dacă raportăm la ce se întâmplă pe afară și în alte instituții, e destul de puțin. Adică, dacă ne gândim, gândiți-vă că prea fericitul, care spuneam că are vreo 5.000 de euro, grosso modo, Corina Crețu, care este ministru european, comisar european, are vreo 19.000 de euro pe lună. Deci înmulțim cu vreo 4 suma și vedem cam ce salarii sunt în anumite instituții la nivel european. Ce n-am înțeles eu este altceva. De ce prea fericitul trebuie să ia salariul de la buget? Pentru că biserica este una dintre instituțiile cele mai bogate. Logic ar fi să se plătească singur și ar putea să dea atunci salarii și mai mari, nu e nicio, n-ar fi nicio problemă. Și apropo, că vorbim de, am tot început și cu asta și terminăm, fiecare dimineață, la prânz și seara, avem descinderi, arestări, nu știu ce. E, vreau să vă spun că astăzi, de exemplu, trei regi ai asfaltului au fost duși pentru audieri la DICOT. Ei ar fi prejudiciat CFR Călători și CFR cu doar o sumă mică, 7 milioane de euro. În fine, vom vorbi și mâine seară, cu siguranță vom avea descinderi, arestări, și alte lucruri. Mulțumesc pentru atenție, seară bună!